Salutare fraților și mi-am la un nou video de Clash Royale pe acest canal De data aceasta am revenit cu top 7 sau să zicem 7 greșeli pe care Probabil sau cel mai probabil cu toții le-am făcut și cu toții s-ar putea să le facem încă De exemplu eu încă mai fac câteva din aceste greșeli în Clash Royale Însă haideți să vedem despre ce este vorba și spuneți-mi dacă vă regăsiți în aceste chestii spuneți-mi în comentarii, dați un like dacă vă place, un share și un subscribe pentru că mă ajuta la nemunie, însă fără a intra în mai multe discuții, haideți să începem și noi cu aceste șapte greșeli pe care cu toții le-am făcut la început. Prima greșeală ar fi că începătorii niciodată nu iau avantajul elixirului și acesta este un concept foarte, foarte important în acest joc și anume uh, dacă reușești să ai cât mai mult elixir pregătit pentru a contracara inamicul cu atât mai bine. De exemplu, dacă inamicul îți va da un Goblin Barrel care costă 4 elixir, iar tu vei da arrows care costă 3, vei fi într-un avantaj de un elixir, ceea ce te va duce mult mai bine cu timpul și vei putea Pune mult mai multe cărți, timpul în care inamicul tău va fi într-o lipsă de elixir, ceea ce te va ajuta foarte, foarte mult. A doua greșeală pe care cu toții am făcut-o la început și eu mă regăsesc în chestia asta este jucatul foarte agresiv și anume atunci când pui toate cărțile pe care le ai într-o anumită parte, asta făcându-te să ai mai puțin defensive, adică mai puțin defense de fapt și să nu prea ai cum să te apei în cazul în care inamicul îți va pune o carte mai bunicică, să zicem așa, pe partea opusă, iată nu ai ce să folosești ca să elimini acea carte, astfel ducând la doborârea turnului tău și pur și simplu tu nu ai ce să faci, pur și simplu te uiți cum îți distruge turnul și ești lipsit de apărare, să zicem așa. Este un lucru foarte enervant să ți se întâmple, mie încă mi se întâmplă și trebuie să o las mai încet cu chestia asta, chiar dacă sunt arena 8 și nu sunt un începător, trebuie totuși să reușesc să combin toate astea să, să fie cât mai ok, însă da, cam asta a fost, haide, să dăm și noi drumul cu a treia greșeală, let's go! A treia greșeală este să-ți subestimezi inamicul, ceea ce te poate duce într-un mare, mare dezavantaj atunci când tu crezi că ești mult mai bun și că reușești și că, mamă, i-ai un turn și ești într-un mare avantaj, pentru că atunci te vei lăsa pur și simplu mai încet și vei zice că nu-ți merită atenția și că nu merită tot stresul, așa că vei lăsa mai încet cu totul, cu cărți, cu uh, elixir, tot tot, 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 iar atunci inamicul tău va putea lua un mare, mare avantaj și să-ți spună tot ce poate. Când nu te aștepți mai puțin sau când te aștepți mai puțin, astfel ducând la o victorie foarte ușoară pentru el și nu pentru tine. Deci niciodată nu ți subestima inamicul, pentru că nu știi când oponentul poate fi foarte foarte bun doar că nu ți-arată ție. Așa că da. 4, nu fie emotiv. Pentru că atunci când ești emotiv și pierzi jocuri la rând, 2-3, 4 meciuri la rând, îți vei da seama că pur și simplu te stresezi, ești trist și ești depresiv să zicem așa, intri în depresie pentru că de ce pierzi, de ce pierzi, de ce pierzi și atunci vei pierde și mai multe jocuri pentru că îți vei spune că nu ești îndeajuns de bun și ce o stare să continui, așa că mai bine nu te stresa despre jocul acesta dacă pierzi, pierzi, dacă o să câștigi, bravo ție, însă nu are rost să dai rage să te stresezi, să plângi să te enervezi, pui simplu joacă-l de distracție și uh, nu pune foarte mult suflet pui simplu joacă distrează-te și uh, vezi unde ajungi cu asta a cincea greșeală ar fi schimbatul decurilor prea frecvent, atunci când pur și simplu nu te poți decide ce deck să folosești, astfel ducând la o indecidere, să zicem așa, și o necunoaștere a propriilor cărți pentru că dacă tot schimbi decul nu te poți obișnui cu unul la lume și uh, nu vei ști cum să-l folosești adică de exemplu eu ca persoană, ca jucător de Clash Royale mi-am făcut un deck propriu și știu cum să-l folosesc, știu unde să-mi plasez toate cardurile și uh, pur și simplu nu sunt în niciun dezavantaj pentru că nu sunt confuz care carte ar trebui să meargă unde și chestii de genul, deci încercați să vă păstrați un singur deck care să știți că e bun și să vă funcționeze mereu pur și simplu nu aveți niciun stres pentru care carduri trebuie folosite, unde, când și cum. Asta ar cam fi a cincea greșeală, sper că ați învățat din cele până acum și iarăi să dăm drumul cu următoarele două. Și revenim la elixir, acel moment când pur și simplu îți consumi tot elixirul pe o anumită parte a arenei și nu rămâi cu niciun elixir în plus, adică ești pe zero, ești pe zero, nu mai ai nimic, nu poți spune nimic, chiar inamicul tău decide să pună ceva pe partea opusă că nu te aștepți, când, când, te aștepți cel mai puțin și pur și simplu nu ai cum să-i dai counter, nu ai cum să-l ataci, nu ai cum să-i faci nimic, pur și simplu vezi, te uiți, iei popcornul și-l admiri cum îți distruge towerul, ne putând face nimic, așa că este foarte, foarte trist, niciodată nu vă consumați tot elixirul și încercați să păstrați puțin acolo, puțin, cât de un log, cât de arrows, ceva acolo, un graveyard, mereu. Nu vă consumați tot elixirul, cea mai mare greșeală ar fi să-l consumați pe tot pe anumită parte. Așa că, da, haideți să dăm și noi drumul cu următoarea și ultima greșeală pe care am făcut-o cu toții la început. Let's go! Ultimul lucru este că nu ar trebui să vă bazați niciodată pe o singură parte a arenei pe care ați vrea să distrugeți un turn și ar trebui să fiți egal cât de cât relativ, să zicem așa, în ambele părți. De exemplu, să puneți ceva și pe partea stângă și pe partea dreaptă, astfel inamicul nu va ști pe care parte să dea counter, având o mică mică șansă de distrugere mai mare la un turn dintr-o parte, pentru că dacă vă bazați pe o singură să zicem, pe un singur lane, pe o singură parte, inamicul poate da un counter destul de bun, de exemplu, să pună un giant skeleton și va băga o bombă acolo care va distruge absolut tot, așa pe două păzi nu va ști și va fi foarte, foarte indecis pe care să atace, după cum puteți vedea în această poză, Hog Rider pe partea dreaptă și Barbarii pe partea stângă, am două trupele dând... Un atac destul de mare și destul de bunicel, este greu de gândit, deși din câte putem vedea barbarii sunt într-un mic dezavantaj cu HP-ul, dar da, Așa că niciodată nu voi rosiți tot elixirul pe o singură parte, puneți în mod egal pe ambele, de exemplu mie îmi place să pun beta remul pe partea stângă și uh, prințul pe partea dreaptă. Counter destul de greu, însă dacă reușește, reușește, dacă nu, nu. Păi cam asta a fost cu aceste șapte greșeli pe care probabil sau cel mai probabil cu toții le-am făcut la început, sper că ați învățat ceva dacă sunteți începători, cei ce știți deja toate aceste chestii, nu vă mai obosiți, lăsați-mi un comentariu dacă știați chestia asta deja și ce are ne sunteți. Eu am fost Alex, a.k.a. Titan și ne vom revedea cu un video cât mai curând. Sper că v-a plăcut încă o dată, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, ca de obicei eu am fost Alex încă o dată. Bye bye!